O nouă zi de agitație în rândul absolvenților de liceu. Aceștia au avut de trecut peste penultimul hop din cadrul examenului de bacalaureat. Proba scrisă la materia de specialitate a profilului. 5663 de elevi au susținut proba la matematică, iar alți 1087 au ales istoria. Mi-a fost greu la matematică? Accesibil. A fost bine. Acceptabile. Destul de ușoare. Le Ai rezolvat pe toate? Uh, da. Am încercat tot și sper să fie bine. s-au părut chiar așa de grele, dar am reușit să le rezolv pe toate. Unii mai triști, alții mai veseli. Așa se prezentau elevii când ieșeau din examen. Au fost accesibile, nu chiar, cum să spun, ușoare. Ne-a ne amintit întâmpinat și dificultăți. Nu au fost ușoare. N-am rezolvat totul, dar nu au fost foarte grele. Așteptai la ceva mai greu? Da, Deși cunoșteau riscurile la care se expun dacă încearcă să copieze, numai puțin de cinci elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă la prima probă a bacalaureatului. Dintre aceștia, doi provin de la grupul școlar Dragomir Hurmuzescu, respectiv colegiul tehnic Nicolae Titulescu din Mergiria. Aceștia nu se vor mai putea prezenta la următoarele două sesiuni de bacalaureat ca urmare a eliminării lor.